un nou cutremur produs în România. Un cutremur slab de magnitudine 3 pe scara Richter s-a produs luni, la ora locală ora 13 și 23 de minute, în județul Gorj, la o adâncime de 3 km. Potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare, dezvoltare pentru fizica Pământului, intensitatea seismului a fost întâi. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe. 108 km nord-vest de Craiova, 110 km sud-vest de Sibiu, 144 de km vest de Pitesti, 160 de km sud-est de Timișoara, 179 de km sud-est de Arad, 183 de km sud de Cluj-Napoca și 204 km vest de Brașov. Ultimele date postate de INFP pe pagina de Facebook arată că, până sâmbătă, au fost localizate 690 de replici ale cutremurului de magnitudine 5,7 din data de 14 februarie 2023.